Salut și bine ai venit la un nou clip. În acest clip vă voi arăta cum să setați actualizarea automată a distribuției Fedora. Și veți afla acest lucru după introducere. În acest tutorial mă voi folosi foarte mult de terminal pentru activarea automată a actualizării a distribuției Fedora. Va trebui să vă folosiți numai de terminal. Nu veți avea nevoie de interfață grafică pentru că nu aveți ce face. Și în continuare deschideți un terminal. Va trebui să rulați comanda pentru actualizare, care este sudo dnf update. Sistemul meu este actualizat la zi și mai departe va trebui să instalați aplicația DNF automatic. Și comanda este sudo dnf install DNF liniuță automatic. Dați un Enter, mai apăsați pe Y, iar un Enter și așteptați să se instaleze. După ce s-a instalat această mică aplicație, va trebui să editați un fișier. Și pentru a edita un fișier, va trebui să rulați următoarea comandă. Sudo nano, care este o aplicație de editare a fișierelor text, o aplicație pentru terminal, nu este o aplicație grafică. Și mai departe va trebui să descriem calea spre fișier, spre fișierul care trebuie editat. Care este /etc/dnf/automatic.conf. Dați un Enter. Va trebui să băgați parola dacă vi se cere. Dar cum ați folosit parola la actualizarea sistemului, nu mai aveți nevoie de această parolă. Iar în acest fișier aveți de modificat o singură linie. În primul rând, cum este această linie, trebuie să arate așa cum este la mine, cu default. După care trebuie să mergeți mai jos să căutați această linie. Va trebui să vă folosiți de săgeata tastă jos de pe tastatură, pentru că nu merge cu mouse-ul aici. Mergeți la sfârșitul liniei, ștergeți cuvântul nou și scrieți cuvântul yes. După care va trebui să salvați fișierul. Fișierul se salvează cu ajutorul tastelor rapide de pe tastatură. Și va trebui să folosiți comenzile Ctrl O și Enter, Ctrl X și ați salvat fișierul. Ctrl O este pentru salvarea fișierului și Ctrl X pentru a ieși din fișier. Și acum va trebui să setați un serviciu care va îi spune acestui mic program DNF automatic ce trebuie să facă. Și mai departe va trebui să mai editați un fișier cu ajutorul comenzii sudo systemctl edit dnf automatic punct timer. Dați un enter, mergeți aici unde scrie timer în paranteză, mergeți la sfârșitul acestei linii, sau mai bine zis, mergeți la prima linie și la a doua, ștergeți diezul din fața lor, mergeți la sfârșitul lor și la on
One calendar va trebui să setați ora când se facă actualizarea. Eu o să pun ora 4 dimineața să se actualizeze. Și la randomize delay second o să las așa cum este. Și acum va trebui să salvați fișierul, iar cu comenzile de pe tastatură Ctrl-O pentru salvarea fișierului și Ctrl-X să ieșiți din editor de text. Mai departe, va trebui să activați serviciul cu ajutorul comenzii sudo systemctl enable liniuță nou dnfautomatic.timer. Așteptați o secundă și pentru a verifica dacă s-a aplicat activarea, folosiți comanda systemctl list minus timers steluță dnf minus steluță. Și veți afla că s-a activat serviciul pentru actualizare automată. Acum altceva nu mai aveți nimic de făcut, doar să lăsați calculatorul pornit. Deci acest tutorial este mai mult pentru cei care își lasă calculatoarele pornite pe mai multe zile, pe mai multe luni și nu mai au chef să-și bată capul cu actualizarea. În cazul în care închideți calculatorul seara și îl porniți a doua zi dimineața la 8, nu se mai aplică actualizarea automată și atunci va trebui să faceți actualizarea manuală. Acesta a fost tutorialul. Sper că vă este util. Vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșitul acestui clip. Nu uitați de un like, un share, un comentariu. Apăsați butonul de abonare dacă nu sunteți abonat la canal și ne revedem la următorul clip.